O nuntă organizată duminică 13 septembrie la un restaurant din municipiul Zalău a fost întreruptă când mirii și invitații s-au trezit cu polițiștii în mijlocul petrecerii. Lucrătorii din cadrul dispozitivului de siguranță publică de la Poliția Municipiului Zalău au constatat că în interiorul localului nu se respectă normele de protecție în contextul pandemiei de coronavirus, depășindu-se numărul de persoane care pot participa la întruniri în spații închise. Potrivit oamenilor legii, în sala de nunți se afla aproximativ 400 de persoane. În acest context, polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale atât administratorului localului, cât și mirelui, în vârstă de 20 de ani, în calitate de organizator al evenimentului. Fiecare dintre cei doi va avea de plătit o amendă de 4.000 de lei. De asemenea, polițiștii au dispus relocarea nuntașilor în celelalte săli și pe terasa localului, astfel încât să se respecte distanțarea socială cerută de legislația în vigoare.